slăvit să fie Domnul! Amin! Frate Marius, mă bucur să te revăd în seara asta. Mă bucur să revăd biserica din loc și îți mulțumesc frumos pentru invitația care mi-a făcut-o să fiu cu voi în seara aceasta. Să știi că e chiar bine să fim aici la Elie. Odinioară, poporul Israel și-a tras suflu puțin la Elim, unde erau 12 izvoare de apă. După experiența nefericită de la Mara, unde apa era amară, s-a oprit la Elim, unde erau izvoare. Acum sper că s-au auzit. Spuneam că odinioară poporul Israel s-a oprit la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și și-au tras puțin suflu. După experiența nefericită de la Mara, unde apa era amară. În seara asta, aici, în lăcașul de închinare a Bisericii Elim din Hunedoara, nu avem 12 izvoare de apă. Dar avem unul. Mult mai important. Amin. Izvorul Duhului Sfânt. Amin. Care dorim să curgă din inimile noastre în seara aceasta. Amin. Și să ne inunde Domnul cu bucurie. Amin. Preamărit să fie numele Domnului. Amin. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în seara aceasta la pagina 1011. O să citim un pasaj din Sfânta Carte a lui Dumnezeu despre două feluri de viață din punct de vedere material. Despre două feluri de viață din punct de vedere spiritual și despre două feluri de viață din punct de vedere veșnic. Pe parcursul citirii Sfintelor Scripturi am să fac câteva sublinieri cu privire la cuvântul ce-l avem înaintea noastră în seara aceasta, de la pagina 1011, Luca 16, începând cu versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și lin subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Și mă opresc puțin. Oameni buni, frații mei, surorile mele, știm noi că într-o zi viața noastră va fi istorie și despre noi se va vorbi la timpul trecut. Amin. Și se va spune, era un Iosif, era un Marius, era o Maria, era un Flavius, era o Ileana, așa mai departe. Ați auzit cum începe textul din seara asta? Era un om. Ce se va spune ziua aceea despre tine? Doar că ai fost bogat sau bogată? Doar că te-ai îmbrăcat în haine ca de împărat și că ai zâmbit foarte mult în fiecare zi? Sau se va spune mult mai mult decât atât? Ascultați cum curge textul în continuare. La ușa lui. Ce contrast izbitor auziți. Zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. La ăsta nu trebuia Coca-Cola, nici felia aceea de tort extraordinară, de gustoasă. Îi trebuia doar niște fărâmituri, dar nici la ele n-avea acces. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Adică în cele mai grele momente din viața lui, cei mai buni prieteni a acestui sărat erau maidanezii de pe stradă. Ăștia îi mai alinau din când în când durerea. Cu vremea, săracul a murit. Fiindcă viața asta este trecătoare. Și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinul, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Oameni buni, dacă o viață, omul ăsta s-a uitat la Lazar, bietul, de sus în jos. A venit vremea în care să se uite la Lazar de jos în sus. Fiindcă s-au inversat rolurile, s-a schimbat contextul existenței și a strigat, zice Biblia, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grosav sunt chinuit în văpaia aceasta.
Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și lază și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângăiat, iar tu ești chinuit. Oameni buni, să nu credeți că după ce plecăm din viața aceasta în viața cealaltă, noi nu mai știm ce se întâmplă cu noi. Odată plecați, să încheie totul. Să știți că vom fi în toate facultățile mentale. Va fi într-adevăr o altfel de viață. Și altfel de experiență decât cea pământească. Tu de ce anume îți vei aduce aminte ziua aceea? Pe lângă toate acestea, spune textul, versetul 26, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Ce bine spunea un om al lui Dumnezeu și i-am dat dreptate. Prăpastia asta dintre unii oameni și Dumnezeu începe din viața aceasta. Sunt oameni care îl ignoră pe Dumnezeu. Oameni care spun, nu există Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu. Până la Dumnezeu ne babă sfinții. Oamenii ăștia întorc în fiecare zi spatele Creatorului. Și între ei și Dumnezeu se creează o prăpastie. Tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Până când într-o zi, ascultați-mă, prăpastia asta va deveni definitivă. Și nimeni și nimic și niciodată nu-i va mai putea scoate din acel loc. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați. Adică dacă pentru mine nu se mai poate face nimic, măcar pentru frații mei care trăiesc să se mai facă ceva. Și au zis, de ce să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu? Căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroc să asculte de ei. Adică cu alte cuvinte, la momentul respectiv, Avram le zice, frații tăi au Scripturile Vechiului Testament, să țină cont de ceea ce scrie în aceste Scripturi. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Îngăduiți-mi o subliniere profundă, dar și direct în același timp aici. Știți ce zice acest om dincolo de moarte, în starea în care a ajuns? Când realizează că pentru el nu se mai poate face nimic, ci doar pentru frații lui care sunt în viață, principiul și învățătura e următoare. Pocăința este pentru oamenii vii! Amin. Doar oamenii vii se mai pot întoarce la Dumnezeu, se mai pot pocăi. După ce omul moare, știți, am auzit predici din textul ăsta, 3 rugăciuni din ea, fals. Omul ăsta n-a mai putut lua legătura cu Dumnezeu. Tot dialogul lui a fost dintre el și Avram, fiind cu un om care moare despărțit de Dumnezeu, niciodată, în vecii vecilor, nu va mai putea lua legătura cu Creatorul. Din ea, nicio rugăciune, omul nu mai poate înălța către Dumnezeu. Și au zis cum se încheie textul. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici ea dacă ar învia cineva din morți. Amin. Amin. Cu alte cuvinte, nu om minune, omul nebun trebuie să te conducă la Dumnezeu, ci să te determine să schimbi viața, să te bucuri. Ci adevărul Sfintelor Scripturii trebuie să ne conducă la Dumnezeu. Să-L dorim pe Dumnezeu, să dorim să se schimbe viața noastră. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-i spândă și doriți-mi să faci o rugăciune scurtă. Tatăl nostru din ceruri, simt prezența ta prin Duhul în adunare în seara aceasta. Nu știm ce plan ai cu noi, dar știu că planul tău este unul deosebit. Știu că planul tău este unul măreț. Doamne, mai mult ca orice dorești mântuirea sufletului nostru. Și-ți mulțumim că în această seară ai făcut locul acesta o oasă duhovnicească pentru sufletele noastre. Doamne, credem că în seara aceasta vei ierta păcate. Credem că în seara aceasta vei tămădui de boală. Credem că în seara aceasta vei vindeca suflete bolnave. Credem că în seara aceasta vei mântui suflete. O, facă-se voia ta, Doamne, sanctuarul bisericii din Hunedoara,
Proclamăm biruința ta peste întâlnirea de seara aceasta în continuare și îți mulțumim că ne asculți, Doamne, și că vei lucra minunat, fiindcă ai autoritate și ai putere să lucrezi cum voiești. Numele Tău să fie slăvit în veci de veci. Amin. Vă invit acum cu respect să mă reașezați. Era anul 2020, pandemia era în floare, parcă așa cum aud în mintea mea sunetul sirenelor de ambulanță. Circulau ambulanțele peste tot în țara asta. Ne uitam cum oamenii de la noi din țară erau luați cu izoleta, ne uitam la știri, vedeam statistici cu morți, cu oameni infectați. Ba mai priveam și la scenele acelea parcă de groază din Italia. Vă aduceți aminte de sacea aceea cu oameni? Și ziceam noi și ziceau alții jurul nostru, ce tragedie, Domnule! Ce tragedie! Și da, oameni buni, stimați ascultători, pentru unii trecerea prin pandemie a fost tragedie. A trecut oarecum pandemia și zic oarecum, că sunt voci la orizont care spun că încă n-a trecut, alții ba chiar proclamă că va veni ceva și mai și. Dar nu-i treaba noastră să intrăm în detalii, dar e interesant. A început războiul din Ucraina, nu foarte departe de țara noastră. Și după vreo două săptămâni de la începerea războiului, auzeam în preajma mea, în jurul meu, oameni care spuneau: Domnule, cine mai fi crezut vreodată că va exista un război atât de aproape, cu arme și o luptă atât de crâncenă? Și ziceau oamenii, ce tragedie, cât de tragic să moară atâtea vieți. Și da, un război în care mor atâția oameni este o tragedie. Ne-am obișnuit și cu război. Când a fost cu tremurul din Turcia și au murit atâția oameni și la câteva zile mai târziu s-a simțit un cutremur în sudul țării și a început să se miște marfa prin supermarket, românii își făceau semnul crucii, spuneau ferească Dumnezeu să se întâmple o nenorocire ca și în Turcia și ziceau, Domnule, ce tragedie! Aproape de România, în Turcia. Și dau un cutremur, în urma căruia mor oameni, ea se trage din urmă. Când a fost scena aceea din Serbia, cu băiatul acela de 13 ani, care a luat câteva vieți, oamenii au zis, mă, ce trage, ce poate să facă un copil de 13 ani? Îmi dă voie să spun ceva în această seară. Dacă pandemia pentru unii a fost o tragedie, dacă războiul este o tragedie, dacă un cutremur de pământ este o tragedie, dacă anumite scene de groază care se întâmplă în lume sunt o tragedie, dă voie să spun în această seară, există o tragedie mult mai mare decât toate acestea la un loc. Și tragedia aceasta, mult mai mare decât toate celelalte, este tragedia despre care vă voi vorbi în această seară, intitulată Tragedia de a muri nemântuit. Am citit în seara asta despre un om care a fost celebru cât a trăit. Popular, avea probabil influențe, le-a cunoscut, dar a sfârșit trist, ca un mare anonim. Nu știu dacă ați băgat ceva de seamă de la citirea textului. În textul din această seară i-a amintit doar numele oamenilor lui Dumnezeu. Pentru că oamenii lui Dumnezeu au un nume atât în viața asta, dar și în viața viitoare. În schimb, numele acestui bărbat nu este amintit. Rămâne un mare anonim al istoriei. Pentru că oamenii care pleacă din această viață, despărțiți de Creatorul, despărțiți de Dumnezeu, sunt mari anonimi. Dar dincolo de faptul acesta, există ceva mai tragic. Acest bărbat a plecat din această viață cu sufletul lui nemântuit, nempăcat, Dumnezeu. Ce tragic
Cea mai mare tragedie, oameni buni, este să-și sfârșească cineva viața asta ca om nemântuit. Și seara aceasta am să pun o întrebare și să găsim răspuns la întrebarea aceasta. De ce oare este o tragedie să moară cineva nemântuit? Și în primul rând dați-mi voie să vă spun, e o tragedie să moară cineva nemântuit, unu, din cauza lucrurilor ce nu le mai poate schimba după moarte. Noi oamenii, special noi români, avem o meteagnă. Ne culcăm adesea la figurativ pe ureche și zicem, Domnule, lasă ce s-a întâmplat cu alții, s-a întâmplat poate și cu noi, unde merg cei mai mulți, ne-am duce și noi. N-ați auzit dumneavoastră vorba următoare, dacă cei mai mulți după viața asta se duc la cazanul ăla cu smoală, și ne-am duce și noi, ne-am obișnuit și cu situația de acolo. Numai că oamenii când ajung într-un asemenea loc tragic și nefericit și au parte de o experiență groaznică ca aceasta, ar vrea să schimbe ceva. Să se îmbunătățească situația. Să li se schimbe condiția, să li se schimbe starea. Dar ascultă-mă, te rog. Cine ajunge într-un asemenea loc, acelui nicio dorință nu îi se va mai împlini. Niciuna. Oricât a strigat, oricât s-a rugat, orice ar face, nu mai poate produce niciun fel de îmbunătățire și de schimbare condiției eterne care va ajunge. Sunt oameni care cred, Domnule, au murit cu Tărescu. Au fost rău, au jurat, au blestemat de Dumnezeu, au făcut atâtea, dar lasă că rezolvăm noi problema veșniciei lui Cutărescu, apelăm la nu știu ce pastori, apelăm la nu știu ce preoți, înalți prelați, o să facă rugăciuni și o să rezolvăm mântuirea veșnică a sufletului respectivului. O să aprindem nu știu câte lumânări, o să avem nu știu câte părăstase, o să plătim slujbe, rezolvând veșnicia celui care a plecat sau acelui care a plecat. Ascultă-mă seara asta. N-ai cum să rezolvi. N-ai cum. Soarta veșnică omului se pecetluiește la plecare omului din această viață. Vreau să vă dau un exemplu foarte plastic și foarte concret. Câți dintre dumneavoastră ați fost internați vreodată în spital din cauza unei stări de boală? Puteți să faceți un semn cu mine? Foarte mulți. Și eu am trecut prin experiența aceasta. Și știți de ce am mers la spital? Pentru că omul cât este în viață, oricât de bolnav ar fi, face tot ce ține de el pentru propria sănătate. Dar acum să vă întreb puțin altfel. Vi s-a întâmplat să vă moară în familie, bunicul, bunica, poate tată, poate mama, poate o soră, poate un frate. Și după ce persoana respectivă a plecat în veșnicie și a spus trupul neînsuflețit într-un sicriu, va veni cuiva următoarea idee, mă, ia să dau eu un telefon la spital sau să pun sicriu în carul mortuar și să mergem cu mortul la spital să vedem dacă îi se poate prescrie un diagnostic, dacă mai există niște tratamente, dacă mai putem cumpăra niște alifii din farmacie, niște medicamente, să tratăm omul care a murit fizic. Niciunuia nu-i trece prin minte o asemenea idee. De ce? Pentru că le știm că pentru un mort fizic nu mai putem face. Singurul care poate învia morții este Domnul Iisus Hristos. Și o va face într-o anumită zi, binecuvântat să fie numele Lui. Dar noi nu putem face nimic pentru un om care a decedat fizic. Păi și atunci, oameni buni, vă întreb în această seară aici, în Biserica Domnului Elim din Hunedoara, de ce atâția oameni se îmbată cu apă rece crezând că pentru sufletul lor, după ce pleacă din această viață, mai pot face alții ceva și mai pot rezolva problema petrecerii veșniciei lor împreună cu Dumnezeul, Cel din Cer și adevărat. N-ai cum să mai faci nimic pentru sufletul tău după ce pleci din această viață. Și nici alții care rămân nu mai pot face nimic pentru soarta ta veșnică.
Vedeți dumneavoastră îmbunătățiri, schimbări a condiției noastre din punct de vedere material, social, biologic, se pot face cât noi suntem în viață, trăim. De pildă să uită omul la cauciucurile de la mașină, zice, mă, scamuzate. Să n-am probleme în trafic, mă opresc organele, abilitate, mă amendează, ba dacă e vreme rea, de la peste, pe șosea, și omul zice, mă, n-am bani să pun cauciucuri noi la mașină, da? Măcar să le îmbunătățesc, să le schimb condiția, să fiu adecvat situației. Vedeți? Te pui seara la odihnă, totul bine și frumos, discuți cu soția, discuți cu copiii, te pui la somn la o anumită oră și zici, mă, a fost o zi extraordinară și până la trei noaptea te prinde o durea de măsia undeva în partea dreaptă, te trezești, mă, wow, nu mai poți să dormi. Cauți repede la sertarul cu medicamente, cauți un Nurofen, un Alocalmin, iei ceva să te tratezi, te doare, ba mai tare, ba mai puțin, zici nevastă, nu știu ce să mai fac. Dimineața, parcă se accentuează durerea. Omului vine o idee. Mă duc unde? Caut un stomatolog. Să văd ce am. Dacă pot să-mi tratez dantura. Vedeți? Schimbări se fac cât omul este în viață. Am cunoscut pe cineva, avea sub 30 de ani, vreo 140 de kilograme. Tânărul ăsta a luat o decizie într-o zi, o zi dimineață, după ora 5 mă trezesc, alerg, așa cum putea el la 140 de kilograme, mănânc la ore fixe, după 5-6 seara, nu mai pun nimic în gură. Și a ajuns la 80 și ceva de kilogram. A zis, mă, pentru sănătatea mea, pentru fizicul meu, pentru felul în care arăt, trebuie să fac ceva. Nu pot să stau țapă într-un scaun acolo și să ajung la 160, la 180 de kilograme. Pentru că omul a fost conștient din punct de vedere fizic, el putea face ceva pentru trupul lui cât era în viață. Păi oameni buni, la fel și din punct de vedere spiritual, când noi trăim, putem face ceva pentru sufletul nostru. Ne putem gândi la veșnicie, la destin, la ceea ce urmează după această viață. Unul s-a dus odată la Arhimede, cei mai tineri sigur v-am întins din școală de Arhimede. În școală la Arhimede se spune că 5 ani n-aveai voie să pui nicio întrebare. Că îți plăcea, că nu, trebuia să asimilezi, să înveți. Și după 5 ani aveai voie să pui o primă întrebare. Unul care a trecut prin școala lui Arhimede, după 5 ani de școală, de învățătură, s-a apropiat de Arhimede și a zis, domnule Arhimede, dumneavoastră ne-ați învățat mereu că trebuie să trăim frumos, să fim oameni înainte de orice, că apropo, unii se pocăiești, uită să fie oameni. Înainte de orice, pocăitul adevărat trebuie să fie om. Și Arhimede le spunea celor ce treceau prin școala lui, voi trebuie să fiți oameni, voi trebuie să aveți un set de valori în această viață, să trăiți după anumite principii, voi trebuie să trăiți demn, onorabil. Și ăsta care a trecut prin școala lui, zice, domnule Arhimede, dacă nu există nimic după această viață și se încheie totul la mormânt într-un cimitir, mai are vreun rost să trăim așa după cum ne-ați învățat. S-a uitat de Arhimede de la el și a zis, prieten, dacă e cum zici tu să știi că eu n-am pierdut nimic, dar nici tu n-ai câștigat nimic. Dar dacă e așa după cum v-am învățat eu, ascultă-mă, prietene, să știi că eu am câștigat totul, iar tu ai pierdut totul. Fiindcă după o viață de om, ori ești între mari câștigători a istoriei omenirii, între oameni împăcați cu Dumnezeu, a căror suflet este mântuit, ori ești de partea cealaltă. Între cei care vor pierde totul, a căror suflet va pleca din viața asta nemântuit și neîmpăcat cu Dumnezeu. De ce e o tragedie să mor nemântuit? În primul rând, din cauza lucrurilor ce nu le mai poți schimba după moarte. În al doilea rând, în seara asta, știți de ce mai e o tragedie să mor un om nemântuit? În al doilea rând, din cauza locului în care te vei duce. Eu am să predic simplu, cât se poate de simplu seara asta, dar și practic și direct.
Știți că există o vorbă între noi oameni, am auzit-o mai des în ultimii ani, că trebuie să fim politically correct. Adică din punct de vedere politic noi trebuie să fim oameni corecți. Ei, dă voie să spun ceva în această seară. Cel mai corect din totdeauna a fost, este și rămâne Dumnezeu. Amin. Trebuia să ziceți un amin tare. Dumnezeu este oameni bun, corectitudinea întruchipată, Dumnezeu este dreptatea întruchipată. Și ascultați-mă de ce. Dumnezeu nu ne-a pus ceață pe minte, nu ne-a pus un nor negru pe ochi. Dumnezeu ne-a ieșit înainte și ne-a spus clar, oameni buni, vreau să știți dinainte cum este locul în care se vor duce oamenii care mor nemântuiți. Adică n-a zis Dumnezeu, știi omule, te-am făcut. Te las aici cu treaba ta, eu cu treaba mea în cer. Nu-mi pasă de tine, trăiește tu cum vrei, la final tragem linie, dăm cu zarul și vedem. Unde va fi destinați? Nu. Știți că Dumnezeu dinainte ne-a atenționat, ne-a prevenit și ne-a spus cum este locul în care vor merge oamenii nemântuiți. Iar textul din această seară prezintă acel loc foarte clar. Mi se spune că în locul acela totul va fi veșnic. Și în primul rând, într-un asemenea loc, să ține minte, chinul va fi veșnic. Când am citit și recitit textul din această seară, mă așteptam, Domnule, cuvântul cheie, care se repete de cele mai multe ori în text, să fie un atrăgător, strălucitor, să-mi placă de el de numai. Culmea, cuvântul cheie a textului din această seară este cuvântul chin, care apare de 4 ori în textul Bibliei. Ascultați versetul 23, pe când era el în locuința morților, și avem pluralul aici în limba română, în chinuri. În textul original este prezentul continuu. Adică chinul este veșnic. Versetul următor, 24, zice, grozav sunt. Într-o două oară apare cuvântul chin. Ceva mai jos, Avram îi comunică următorul mesaj, zice, acum aici Lazar este mângăiat, iar tu ești chinuit. Și când își dă seama că el nu mai are acces nici măcar la un picul de apă, să vină Lazar să-i moaie buzele în văpaia în care se găsea, zice, m-am cinci frați acasă. Pentru ei nu se mai poate face ceva. De ce, zice versetul 28, ca să nu vină și ei unde? În acest loc de chin. Durerea durerilor, oameni buni, nu va fi noaptea aceea când te doare măseaua sau când ești pe patul de reanimare. Durerea durerilor nu este la oncologie în Cluj sau la nu știu ce spital vestit din diaspora. Durerea durerilor va fi experimentată de oamenii care vor ajunge după moarte în iad. Într-un loc de chinul va fi veșnic. Fiodor Dostoievski în scrierea lui Frații Karamazovu și imagina iadul. Și spunea Dostoievski, îmi imaginez iadul ca locul spre care Dumnezeu nici măcar nu privește. Atât de curoasnic este un asemenea loc, zicea el, nici măcar nu mi-l imaginez pe Dumnezeu, pe Creatorul, să se uite spre iad. Nu doar că Dumnezeu nu va fi în iad. Dostoievski spunea, nici nu mi-l imaginez să privească spre un asemenea loc. Știți cum este locul în care, în care se vor duce oamenii nemântuiți după moarte? Nu doar chinul este veșnic. Focul este veșnic. Știți ce spunea bărbatul acesta? Acest mare anonim? Versetul 24. Grozav sunt chinuit unde? În văpaia aceasta? S-au chinuit teologii în ultimii ani să spună, Domnule, focul acesta veșnic este în sens metaforic, figurativ. Ați auzit, ba nu, este la propriu. Dați-mi voie să răspund ceva la această zi. Nu trebuie să ne punem mintea cu așa ceva, ci trebuie să preluăm ideea din spatele cuvintelor. Adevărul e următorul. Un asemenea loc este de nedorit, este tragic, este extrem de dureros. Stau acum să fac analize, mă, e cu sens figurativ, e metaforic limbaj. Cert e
pe cine ajunge într-un asemenea loc, pe acel cineva va fi trat. Și ce spune cartea Apocalipsei la capitolul 20 cu 15? Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții. Dumnezeu are o carte numită Cartea Vieții. Uitați-vă ce se întâmplă cu acel cineva. A fost aruncat unde? În iazul de foc. Și ca să vedeți că focul acesta este veșnic, vă amintesc cuvintele Mântuitorului din Matei 25:41. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă blestemaților unde? În focul cel veșnic. Eram cu câțiva ani în urmă într-o tabără de tineret, era ultima seară a tabără. Am slujit în tabăra respectivă, apoi am ieșit în curtea aceea, era o zonă extraordinar de frumoasă, s-a făcut un foc de tabără, au fost cântări, rugăciuni, bucurie de nedescris. La un moment dat s-a prins focul acela de tabără și în timp ce stăteam noi acolo și ne bucuram, dintr-o dată focul respectiv a luat, să zic așa, ceva în ploare. Era prin preajma noastră unul, ulterior am aflat, mai nedus la biserică. Pocăit așa cu ghilimele. S-a dat puțin în spate și către cei din preajma lui, eram și eu în zona respectivă. Ce mă, ce-o trebuie să faceți un foc așa de mare, de tabă? La care unul care știa viața, l-a prins de mână și l-a tras mai aproape de foc și a zis, mă, tu te speri de un foc de tabără, tu nu știi că-n iad, o să fie foc! Toată seara aceea a fost, cum zicem noi oamenii, mucles. N-am mai scos un cuvânt. Poate n-am mai avut reacție. Nu l-am mai auzit să spună propoziție. Probabil i s-a activat conștiința. A realizat cum își trăia tinerețe. Bă, eu dacă plec din lumea asta, într-adevăr mă voi întâlni cu realitatea. De a merge într-un loc nefericit, unde nu este unul de tabără, ci este veșnic. Unde omul este despărțit de Dumnezeu. Oameni buni, fiindcă Dumnezeu este dreptatea întruchipată, El ne-a zis dinainte cum este locul în care vor merge oamenii nemântuiți. Chinul este veșnic acolo, focul este veșnic. Știți ce mai este veșnic acolo? Pedeapsa este veșnic. Spunea Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 25:46a și aceștia, după ce le face o descriere, zice, vor merge în pedeapsa veșnică. Despre locul pedepsei veșnice, spunea tot Iisus în Matei 24:51, partea B, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Un om de la noi din țară, la 70 și de ani, spre 80, într-o zi mă oprește pe un pastor și zice, frate pastor, deci am citit în vreo două locuri în Evanghelie că scrie că cei ce mor nemântuiți se vor duce într-un loc unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci uite, eu am aproape 80 de ani și mai am un singur dinte în gură. Eu zice, dacă mor și mor neîmpăcat cu Dumnezeu și ajung pe lumea cealaltă, în iad, de loc să mă duc în rai, cum voi experimenta eu ceea ce a zis Domnul Iisus, că acolo va fi scrâșnirea dinților? Și ce poate dacă mai trăiesc o țâră, cum zice noi ardeleani un pic, îmi piere și celălalt dinte și nu mai am niciun dinte de gură. Cum voi trăi eu o asemenea experiență? La care pastorul nostru l-a luat pe după cap și a zis, omule bun, eu pot să fac ceva pentru dumneavoastră. Zice, uite aici, am să fac o rugăciune cu toată stăruința și cu toată credința. Și am să mă rog lui Dumnezeu următorul lucru. Doamne, nu știu cum ai să faci, dar te rog următorul lucru. Fă cumva ca acestui bărbat care se apropie de 80 de ani să-i crească dinți. Pentru că uneori ironia așa are rostul și locul ei în această viață. Și unii oameni trebuie ironizați ca să se trezească la realitate. În loc ca omul nostru la aproape 80 de ani, mâine poi mâine trebuia să plece din această viață, să-și pună întrebarea, mă, sufletul meu este asigurat din Hristos Iisus, sunt eu mântuit. Dacă la noapte plec, dacă în clipul asta mă duc la cele veșnice, vedeți? Sunt oameni care pun tot felul de întrebări, care de care mai interesante, ca să nu spun altfel. Dar nu se gândesc, mă, când plec din această viață, unde mă duc?
Octavian Paler, fostul nostru mare om politic și scriitor român, când a avut vârsta de 80 de ani, un reporter l-a abordat și a zis: Octaviane, te tem tu de moarte? S-a uitat Paler la el că a fost bărbat în adevăratul sens al cuvântului și a zis: nu mă sper de moarte. Știi de ce mă tem? Mă tem de locul în care mă voi duce și Dumnezeu nu va fi acolo. Absența lui Dumnezeu din locul fernic în care Paler avea să meargă, îl speria și îl făcea să se teamă. Traian Dors a zis într-unul din versurile unei cântări mai vechi de-a noastre: mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie decât fără Hristos rămasă plângă o veșnicie. Da, locul în care vor merge oamenii nemântuiți, oamenii neîmpăcați cu Dumnezeu, în locul acela chinul este veșnic, focul este veșnic, pedeapsa este veșnic. Dar pentru că avem un Dumnezeu așa bun și așa de corect și atât de drept, Dumnezeu ne-a zis și ce trebuie să facem ca să nu ne ducem într-un asemenea loc. Și în seara asta dăm voie să spun trei lucruri de care trebuie să-ți faci rost dacă vrei să nu te duci în locul despre care am amintit. Primul lucru de care să-ți faci neapărat rost în seara asta, dacă nu l-ai în viața ta, se numește credința. Credința nu într-un set de reguli, nu într-o religiozitate anume, ci credința într-o persoană care se cheamă Iisus Hristos. Ascultați ce spune Biblia despre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede să nu traduceți dumneavoastră. Adică să nu meargă în locul despre care v-am amintit deja. Ci să aibă. Auziți, oricine crede. Orice român care va crede în El, orice rom care va crede în El, orice ucrainean care va crede în El, orice american care va crede în El, orice rus care va crede în El, orice australian care va crede în El, din America, din Noua Zeelandă, din Africa, din Asia, oricine nu se va duce în locul de pierzare veșnică, ci din potrivă va avea parte de viață veșnică împreună cu Dumnezeu. Știți ce e interesant? Oamenii vor adesea un Mântuitor. Îi trebuie pe unii mărzii: crezi tu că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale? Dar cum să? Ai nevoie de El în viața ta ca Mântuitor? Sigur. Ai făcut păcate. O, tu l-ai, Doamne, zicând. Câte nu? Pe aia gândește-te dacă doar trei păcate ai face în fiecare zi. Doar trei. Unul la nivelul gândurilor, altul la nivelul vorbelor și altul la nivelul acțiunilor, la faptelor. Într-un an de zile, înmulțiți 365 cu 3 și o să vedeți că într-un an de zile ar fi la peste 1000 de păcate. Dacă doar 3 facem în fiecare zi. Dar sunt unii care poate zilnic fac 50, 60, 100 de păcate. Dumneata, realizez în această seară, dacă înmulțești vârsta care o ai cu 1000 și ceva de păcate, cam câte păcate ai până în seara asta, câte zeci de mii, sau poate sute de mii, sau poate milioane de păcate. Și întrebarea e, cine ți iartă ție acele zeci de mii, sute de mii, milioane de păcate? Și ce ne spune Biblia? E un verset în Cartea Faptele Apostolilor, vi las ca temă de casă să-l contați acasă după încheierea slujbei. Prin credința în El, în Iisus Hristos, se capătă iertarea păcatelor. Odată unul s-a apropiat de un profesor pocăit. Și-a zis: domn profesor, există rai și iad? Există. Cum să nu există? Puteți să-mi explicați și mie în două, trei fraze cum e raiul și cum e iadul? Și profesorul le-a zis așa: dacă într-o zi vei ajunge în iad, de acolo te vei uita în sus și vei vedea un loc liber în raiul lui Dumnezeu. Și
Și vei realiza, vei conștientiza că locul tău trebuia să fie acolo, Raiul lui Dumnezeu, dar nu e acolo, fiindcă ai avut un moment în viața ta în care trebuia să-ți predai viața în mâna Domnului Iisus Hristos și să crezi din toată inima în El. Dar știi ce ai făcut? Ai respins chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Ai dat cu piciorul în sens spiritual în oferta aceasta ce ți-a făcut-o Creatorul. Și fiindcă n-ai crezut, nu că ai făcut un nu știu cât de păcat, pur și simplu că n-ai vrut să crezi din toată inima în Iisus Hristos ca Mântuitor și ca Domn, ajuns în iad. Deci ascultă-mă, dacă vei ajunge în Rai, de acolo vei privi spre iad și vei vedea un loc liber acolo. Și vei zice, Doamne, ce minunat că mi-ai dat înțelepciune și pricepere. Și în momentul acela în care a trebuit să aleg, te-am ales pe tine și am crezut în tine din toată inima. Uite, trebuia să petrec o veșnicie în ea, despărțit de tine. Dar mi-ai făcut parte de acest mare atât, de această mare binecuvântare. Să fiu un Raiul Tău, Doamne, pentru că am crezut în Domnul Iisus Hristos, din toată inima. Am ascultat în seara aceasta. Toți îl ver pe Iisus Hristos ca Mântuitor să ne izbăvească din păcatul nostru. Dar El, Domnul Iisus Hristos, și nu vreau să vă dezamăgesc, vă proclam doar adevărul Sfintelor Scripturii. Iisus Hristos nu s-a făcut niciodată Mântuitorul unui om. Dacă acel om nu l-a primit în viața lui și ca Domn, ai primit pe Iisus Hristos ca Domn în viața ta, presupune al face stăpânul vieții tale. A zice, Doamne, cum a zis unul odinioară, ce vrei să fac? Ăsta plecase cu dorințele lui spre Damas să fac aia, să arestez creștinii, să-i bag la pușcărie, să mă port cu bestialitate față de ei. Și în timp ce mergea în drumul lui, e vorba de Saul din Dars. I-a ieșit Dumnezeu înainte. Și a capitulat înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, ce vrei să fac? Păi, Saule, nu mai faci ce vrei Tu. Doamne, cum să mai fac ce vreau? Vreau să fac ce zici Tu. Aleluia. Așadar, dacă vrei după o viață de om să nu sfârșești tragic și să ajungi în celălalt loc, într-un loc de ferice, de mângâiere, într-un loc de bine, din punct de vedere veșnic, primul lucru de care să-ți faci rost în această seară se numește credința în Iisus Hristos ca Mântuitor și ca Domn. Dar mai e ceva de care trebuie să ne facem rost. Neapărat dacă ne avem. Știți ce? S-a amintit ceva în această seară. Se numește pocăință. Aleluia. Sunt unii prieteni care zic, bă, am mers la pocăință și am fost sigur. Cum fac pocăință ăștia acum, nu? Că trebuie să ne zică ceva de pocăință. Păi oameni, pocăința nu a inventat-o noi. Nu e de la noi, pentecostalii. Pocăința este voia lui Dumnezeu pentru omul păcătos. Cercetați dumneavoastră în Biblia care o aveți acasă, indiferent de confesiunea religioasă. Și dacă în Biblia dumneavoastră nu-i amintit cuvântul pocăinței, vă dau cuvântul seara asta, am să mă las de pastorație și n-am să mai predic Evanghelia. Dar nu există Biblie tradusă în limba română în care să nu se amintească că omul trebuie să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăință. Amin. Se amintea de la Matei 4:17, Iisus, știți cum și-a început propovăduirea? În jurul vârstei de 30 de ani. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Odată doi tineri au auzit și ei că scrie Biblia de pocăință și că Biblia e o carte serioasă. O zis, mă, știm noi un om al lui Dumnezeu undeva. Hai să mergem la omul ăsta al lui Dumnezeu, noi suntem tineri, să-l întrebăm. Când ar trebui să ne pocăim și noi? S-au dus la omul lui Dumnezeu, au ajuns la casa lui, m-au strigat, au ieșit în întâmpinare. Tinerii noștri foarte relaxați, veseli, fluierau,
Domnule nici că nu le păsa. Ori schimbaie câteva vorbe cu omul lui Dumnezeu și după aia o zis, vreau să vă spunem pe ce v-am căutat. Bun, zice omul lui Dumnezeu, spuneți. E adevărat că scrie în Biblie că trebuie să ne pocăim? Dar cum să nu? E foarte adevărat. Păi și zice, uite, noi suntem tineri. Când ar trebui să facem noi pasul acesta să ne pocăim? Omul lui Dumnezeu, văzându-i foarte relaxat, s-a uitat la ei și a zis, cu 5 minute înainte de moarte, dacă vă pocăiți, e bine. Dintr-o dată, parcă și mai entuziaști, și mai vesel, și mai plin de bucurie. Mă, bă, nu suntem noi tineri. Să și gândeau, bă, gândesc-o în seara asta, care e prima discotecă la care mergem? În primul club de nalt. Când tragem prima beție aia? Acum să ne distrăm, că numai o tinerețe avem, vorba aceea de acum câțiva ani trăiește clipa, simte de bine, numai odată ești tânăr, oricum viața trece, nu există nimic dincolo de cimitir, asta cred cei mai mulți. Și-au plecat ăștia doi de la omul lui Dumnezeu, vesel, de numai nu. În timp ce mergeau spre casă, unul s-o plăște în brus. Și se uită la prietenul lui. Mă, prieten, tu știi ce nu ne-a zis omul lui Dumnezeu? Tu ai realizat că El nu ne-a zis când murim? Păi și ce-i de făcut? Păi hai să ne întoarcem în drum să mergem în fuga mare la omul lui Dumnezeu, să-L căutăm și să-L întrebăm dacă are răspuns la întrebarea asta, să ne zică când murim. Și s-a întors înapoi la casa omului lui Dumnezeu. Le-a ieșit în întâmpinare. Te-au văzut schimbați la față, panicați, crispați. Măi băieți, ce-i cu voi? Când ați venit, erați vesel, relaxați, fluierați. Păi da, zice unul dintre ei. Cum să nu fi fost așa auzi, să te pocăiești cu 5 minute înainte de moarte și să rezolvi problema veșnicii. Și am plecat și mai bucuros din casa dumitare. Dar în timp ce mergeam spre casă, ce uite, prietenul ăsta meu, s-a oprit brusc în mijlocul drumului. S-a uitat la mine și a zis, păi dumneata, omule lui Dumnezeu, nu ne-a zis când murim. Noi de-aia ne-am întors în goană mare, să te căutăm, să vedem poți să ne spui și când murim. I-a privit foarte serios acest om al lui Dumnezeu și le-a zis, prieten, s-ar prea putea ca ultimele 5 minute din viața voastră să fi început deja. Iar atunci când vine vorba de pocăință și de întoarcere la Dumnezeu, nu există niciun fel de timp pentru amânare. Pocăința cunoaște o singură zi care se numește astăzi. Pocăința cunoaște un singur moment, acum. Sfântul Pavel spunea odinioară la aeroportul din Atena, Dumnezeu nu ține seama, fapte 17 cu 30, de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de, înseamnă că și la undeva, să se pocăiască. Vrei când pleci din această viață să fii între oamenii mântuiți? Ai tu credința în Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn? Amin, aleluia! Te-ai pocăit de propriile păcate? Unul zice către un predicator într-o seară, zice, dar totuși ce înseamnă să mă pocăiesc? Eu aș vrea, zice, cum să nu vreau să fiu mântuit, dar ce înseamnă să mă pocăiesc? Predicatorul a zis, îți explic cât pot de băbește, ca să-l pricep. Ce pocăința începe de aici, din mintea omului. Păi zice, cum? Ce omul la nivelul minții, când se pocăiește, în primul rând, recunoaște că este un om care s-a născut în păcat și care a trăit în păcat. Cu alte cuvinte, recunoaște că este un om păcătos. Amin. Și apoi, zice, pocăința de la nivelul minții coboară la nivelul sentimentului. Omul nu doar că recunoaște că este păcătos înaintea Creatorului, începe în viața lui o stare de regret, de remușcare, o stare profundă de căință, de părere de rău față de păcatul în care a trăit. Și apoi ascultă-mă, i-a zis predicatorul acelui tânăr, care a întrebat și el ce înseamnă pocăință. Ce pocăința mai are un stadiu
din minte cobor la nivelul sentimentelor și de la nivelul sentimentelor trece la nivelul voinței. Când omul renunță la păcatul din viața lui, dar ascultă-mă, i-a zis predicatul, tu niciodată n-ai să poți să renunți la păcatele din viața ta, de unul singur. Niciodată n-ai cum să renunți la patim, la vicii. Dar este unul care poate rupe legăturile celui rău. Este unul care poate dezrobi de orice păcat. Este unul care poate rupe orice dependență și ne poate vindeca și elibera de orice viciu. Acela este Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui. A, zice tânărul nostru, asta înseamnă să mă pocăiesc? Da. Asta înseamnă. Când omul se pocăiește, îi se schimbă mintea și atitudinea față de păcat și începe să trăiască o viață nouă cu Dumnezeu. Și este ora 20. Știu că unii vă grăbiți pe casă, dar aș vrea să mai îngăduiți puțin timp. Pentru că mai există un lucru de care trebuie să-și faci jos în această viață. Dacă vrei când mor, să fii între oamenii mântuiți. Și știți cum se cheamă lucrul acesta? Botezul. Botezul. Știți că botezul în apă trebuie să fie o alegere conștientă și voluntară la o vârstă majoră? Păi nu vedeți, eu când m-am căsătorit, mi-am ales eu soția și am ales-o cu mintea ce mi-a dat-o Dumnezeu, cu discernământul care l-am. Când intru în supermarket să cumpăr unt, salam, castraveți, roșii, Dumnezeu mi-a dat minte sănătoasă în cap, să știu să aleg, să fac alegeri. Când intru în mall să-mi cumpăr o pereche de pantofi sau într-un magazin să iau o cămașă, o bluză, păi n-aleg doar cu mâinile. Dumnezeu mi-a dat discernământ, mi-a dat minte să fac alegeri. Biblia spune la Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Punct! Întreb într-o zi, un băiat la vreo 6 ani, zic, îi citesc versetul ăsta și zic, despre ce scrie aici în Marcu 16:16 prima dată? Cine va crede? Vă zice, nu-i clar? Păi zic, despre ce vor? Ce despre credință. Oh, bun! Și zic și după aceea, păi cine va crede și se va boteza? Și după aceea e vorba de botez. Și ulterior zic, păi zice și va fi mântuit. Și asta e ordinea. Credință, botez și ca rezultat la asta e mântuirea. Păi și zic tu la 6 ani, înțelegi versetul ăsta din Scriptură și alții la 70 se încurcă. Predica Petru la Ierusalim mii de oameni. Știți că astăzi am sărbătorit cinzecimea. Și se ridică bărbații aceia în picioare și zic lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce se face? Și Petru nu le mai zice, credeți în Iisus. Știți de ce nu le mai zice? Pentru că inima lor era străpunsă de puterea cuvântului și ei deja se născuse credința în Iisus Hristos. Și Petru zice, mai e un lucru de lucru. Pocăiți-vă. Și fiecare din voi să fie botezat. Fiindcă în urma credinței și a pocăinței, omul trebuie să intre de bunăvoie în apa botezului. Și să încheie legământ cu Dumnezeu. Pe 28 aprilie anul 2002, eram trecut de 17 ani, de bună voie. Am intrat în apa botezului nesului de mine. În seara aceasta, aici în sanctuar, împreună cu noi, este și fratele meu de la Ier, cu soția lui, cu nepoată mea. E căsătorit și stabilit în Siberia. Și el e martor în această seară aici în sanctuar. Nu m-a scris nici el, nici maică-mea, nici taică-meu, nici prieteni. Am ales de bună voie, fiindcă cu un an înainte, Dumnezeu s-a coborât prin Duhul Sfânt peste mine și m-a umplut de Duhul Lui Cel Sfânt. Și am trăit experiența rosarilor. Și am zis, Doamne, eu nu vreau să mai amânce, să mai amân ani. Pentru ce? Și public, fără nicio rușine.
plin de îndrăzneală, l-a mărturisit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, ca Mântuitorul și Domnul vieții mele. Și de atunci sunt între cei mai fericiți oameni care au ales să umble cu Dumnezeu. Fiindcă viața are sens, semnificație și merită trăită în prezența și împreună cu Creatorul care ți-a dat viață. Terminase facultatea la Universitatea Creștină din America, un băiat. S-a apropiat de profesorul lui preferat din școală și a zis: domn profesor, îmi îngăduiți să am o ultimă discuție cu dumneavoastră înainte de a ne despărți. Și a fost profesorul meu cel mai iubit și preferat din școală. S-a uitat profesorul la el și a zis: cum să... Despre ce ai vrea să vorbim? Ce, domn profesor, aveți atâta experiență de viață și nu numai. Aș vrea să conduceți dumneavoastră această ultimă discuție. Ascultă-mă, zice profesor, acum că ai terminat studiile, ce ai de gând să faci cu viața ta? Și el zice: în mod normal m-am gândit acum, după terminarea studiilor, să-mi caut un loc de muncă, să mă angajez. Să am și eu, vă zic pe românește seara asta, să am și o bănuță. Profesorul se uită la el și zice: și după aceea? Păi după aceea, fiind tânăr, având banii mei, mă gândesc să caut o fată frumoasă cu care să mă înțeleg și să întemeiez o familie. Și după aceea, îl întreabă acel profesor, după aceea, dacă va vrea Dumnezeu, vom avea copii, vor crește, dă-i la grădiniță, dă-i la școală, îngrijește-te de ei. Se oprește profesorul, îl privește în ochi și zice: și după aceea? Știi, domn profesor, crezi copiii mari, trebuie să-i căsătorești? Se vor muta care în control la casa lor? Îmi doresc să fie fericit, să le meargă bine. Și profesorul zice: și după aceea. După aceea trece viața, domn profesor. Dacă o-i trăi și eu și nevastă, mi-am într-o zi ajungem la pensie. Ne-am pensionat. Iertați-mă pe cobor, vreau să fiu mai aproape de dumneavoastră. Și la pensie fiind, ne trezim dimineața, eu și imaginez pe nevastă mea, pregătește micul dejun, cafeluță, stăm și povestim ca o dinioară în tinerețe, ne punem amintiri. Și profesorul se uită la el și zice: și după aceea? Pentru după aceea, trecând viața, într-o zi voi pune mâinile pe piept, inima va face ultimul clic și voi muri. La care acel profesor îl privește foarte sobru și zice: și? Strigă la el: și după aceea? Wow! Se uită la profesor și zice: domn profesor, eu v-am stimat, v-am apreciat, v-am iubit așa de mult în anii ăștia de școală. Mai există un și după aceea, după ce omul moare? La care profesorul zice: ascultă-mă, dacă n-ar exista acest ultim și după aceea, nici copilăria, nici adolescența, nici viața de tânăr, de adult, nici școala, nici locul de muncă, nici prieteniile, nici căsătoria, nici pensia, nici bătrânețea, absolut nimic! N-ar avea niciun sens dacă n-ar exista ultimul și după aceea. Și îl privește în ochi acest profesor, pe fostul elev și îl întreabă: și după aceea? Tu te-ai gândit unde îți vei petrece veșnicia? Haideți să stăm ridicați. Aș vrea să închidem ochii. Stăm cu ființa noastră plecată înaintea Creatorului. Ce bun este Dumnezeu cu tine și cu mine. Cât de mult ne iubește Dumnezeu, oameni buni. Seara aceasta a fost hrăzită de El, planificată de Dumnezeu pentru noi. Nu întâmplător, omule bun, te află aici în sanctuarul Bisericii Elim din Umbredoara.
Este bunătatea lui Dumnezeu și harul lui păstrat pentru tine. Fapt că în seara asta ești aici. Dumnezeu te cheamă în această seară să te împaci cu El. Să nu-ți mai trăiești tinerețea fără El. Să nu-ți mai trăiești viața de adult fără El. Nimic n-are sens și semnificație fără Dumnezeu. Poate recunoști în seara asta că Dumnezeu este Creatorul, dar eu vreau să te întreb așa cum stai cu capul plecat și cu ochii închiși. Este Dumnezeu și Tatăl tău? Pentru că cu un tată trebuie să ai o relație, o legătură, o comuniune. Dacă nu e Dumnezeu și Tatăl tău și doar Creatorul, sau poate nu l-ai recunoscut nici ca și Creator, în seara asta El îți face o chemare în dragoste și bunătate. Omule bun, renunță la lucrurile care n-au niciun sens și alege lucrurile care au valoare. Alege credința în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Alege pocăința de propriile păcate. Alege să încheie legământ cu Dumnezeu în apa botezului la o vârstă majoră. Din liber consimțământ. Dumnezeu ți-a dat minte sănătoasă, ți-a dat discernământ. Dumnezeu ți-a dat ani de viață, ți-a binecuvântat familia, ți-a binecuvântat căsnicia, e sănătos. Ai fi putut să fii pe un bat de animale. Ai fi putut să fii la oncologie. Ai fi putut să intri cu mașina într-un stâl. Ar fi putut să se întâmple atâtea lucruri. Pe tine pandemia te-a ținut în viață. Tu ești aici în biserică în seara asta. Nu vezi cât de bun e Dumnezeu cu tine? Nu vezi că Dumnezeu te cheamă să te întorci la El, să schimbi traiectoria vieții tale? O, Doamne, lasă har pentru mântuire în seara asta! Aș vrea să întreb, în timp ce rămânem cu ochii închiși, este cineva aici în sanctuarul bisericii căruia i-a vorbit Domnul seara asta? Fă-mi un semn cu mâna dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mai este cineva atins de puterea Duhului și de puterea Cuvântului? Fă un semn cu mâna spre Dumnezeu. Important e să te vadă Cerul, să te vadă Dumnezeu în seara asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să stăm într-o rugăciune cu toată adunarea și să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru clipele acestea de har. Îți mulțumim că ne înconjori cu atâta dragoste și cu așa mare bunătate. Îți mulțumim, Doamne, că ne iubești așa de mult sufletul. Că nu vrei ca sufletul nostru să se piardă, ci vrei să fie mântuit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest har. Proclamă bunătatea Lui în seara asta și spune, Doamne, te laud din toată ființa și din toată inima și îți mulțumesc că ești Dumnezeu cel viu. Ești Mântuitorul cel adevărat. Doamne, îți mulțumesc că te-ai arătat și mie numele Tău să fie preamărit. Haideți să ne rugăm cu tot poporul Domnului. De mine, Dumnezeu.